Deci în această dimineață, lucrătorii din metrou au decis oprirea voluntară a lucrurilor. Și avem mai multe revendicări către domnul ministru. Și spunem așa, domnule ministru, oprirea voluntară a lucrurilor la metrou în dimineața zilei de astăzi s-a întâmplat din următoarele motive. 47 de mecanici au fost concediați, după care s-a revenit și se pare că au fost reangajați, doar o parte din ei au mai acceptat acest lucru. Se fac disponibilizări de personal la toate secțiile din metrou. S-a solicitat reducerea salariilor cu 25%. În metrou este o lipsă totală de dialog social cu organele competente, Ministerul Transporturilor, director și așa mai departe. Iar această oprire voluntară a lucrurilor e lucru cel mai important pe care trebuie să-l înțeleagă opinia publică. Nu are legătură cu spațiile comerciale din metrou. Și o ultimă revendicare către domnul ministru. Nu dorim ca multinaționalele sau corporațiile să preia conducerea metroului. Se retransmiteți bucureștenilor. Numai o secundă. Acum aș vrea să dau citire unor rugăminți pe care le adresăm domnului director general al Metrorex. Îl invităm să vină la dialog aici, la noi, la metrou, în rândul oamenilor, chiar cum a zis dânsul, să formăm o comisie de 5, 7, 10 inși, cât dorește dumnealui, și în care să se angajeze dumnealui că nu se fac disponibilizări la metrou, că nu se micșorează salariile și veniturile salariaților, iar din punct de vedere sindical, să fim lăsați ca sindicatul să asigure protecția socială a oamenilor conform contractului colectiv de muncă. Noi vă mulțumim. Cât mai rămâneți? Cât mai protestați? Detalii pe parcurs ce vom avea. Cât mai rămâneți să protestați? Până vine domnul director, îl așteptăm să vină domnul director, după care vă mai informăm ce se întâmplă. Vă mulțumim!